de a crea legături emoționale este considerată un element de bază al ființei umane. Această tendință este prezentă pe tot parcursul dezvoltării noastre. Însă direcția pe care se va dezvolta această tendință este determinată de legătura timpurie mamă-copil și de capacitatea ambilor părinți de a-i oferi copilului o bază de siguranță. Această bază este cea de la care copilul pornește în explorarea lumii exterioare și la care revine, având certitudinea că va fi primit cu bunăvoință, că va fi îngrijit și alinat dacă se află într-o situație dificilă, că va fi mângâiat dacă este înfricoșat. Cu alte cuvinte, că părinții săi sunt disponibili pentru el. În funcție de manifestarea acestei disponibilități a părinților, se pot contura la copil anumite tipare de atașament care pot persista în timp, dar care pot fi și schimbate. Ulterior, aceste tipare de atașament determină maniera de relaționare a adultului. Primele trei tipuri de atașament au fost descrise de către psihologul american Mary Ainsworth. Apoi a fost adăugat și un al patrulea. Așadar, haideți să le trecem în revistă pe rând. 1. Tipul de atașament sigur sau securizant. Copilul primește disponibilitatea afectivă la momentul potrivit și va găsi răspuns pentru situațiile de stres sau înfricoșătoare. De aceea, acest tip de atașament face ca să avem un copil caracterizat prin curiozitate și nevoie de explorare a mediului său. Copilul caută apropierea de mamă, se simte trist în lipsa ei și experimentează bucurie căutând contactul fizic. Adulții, caracterizați de un stil de atașament sigur, au relații care le vor aduce satisfacție și care sunt stabile în timp. Se simt confortabil în compania altor persoane, se simt confortabil ca cineva să depindă de ei, dar și să depindă de o altă persoană. Sunt persoane încrezătoare, deschise și înțelegătoare, care rezolvă problemele de relaționare într-o manieră constructivă. 2. Tipul de atașament anxios rezistent. În cadrul acestui stil de atașament este prezentă anxietatea de separare, descrisă prin incertitudinea că părintele va fi acolo. Copilul respinge de obicei oferta de contact venită din partea părinților, adoptă atitudinea de a se retrage din relație, nu are reacții puternice în momentul în care este lăsat singur și învață să se adapteze fără a avea așteptări. Atașamentul anxios rezistent face ca adultul să fie mereu preocupat de relațiile apropiate, neliniștit cu privire la relația de cuplu. Adultul are nevoie disperată de dragoste, dar pune tot timpul la îndoială dragostea partenerului. Este permanent îngrijorat că partenerul va părăsi. Este un adult greu de mulțumit și rare ori se simte iubit cu adevărat. 3. Tipul de atașament anxios evitant. Copilul trăiește lipsa încrederii și a sentimentului de siguranță că va primi afecțiune, protecție sau sprijin. De obicei, adoptă o atitudine independentă într-un mod forțat și va experimenta un conflict interior între a merge în contact cu părintele și a refuza chiar și atunci când părinții se apropie. Devine furios și oscilează între sentimentul de dezamăgire și nevoia de a găsi consolare. Adultul cu atașament anxios evitant evită relațiile deși le dorește. Sentimentele lui sunt amestecate. Are nevoie de apropierea unei alte persoane, dar tot ceea ce face de fapt îndepărtează oamenii. Adulții evitanți sunt persoane muncitoare, dar care pot fi foarte anxioase la muncă. Tendința de a face totul singur îl poate determina pe adultul evitant să ducă mult, mult de tot în spate, să pună o presiune imensă pe el, doar pentru a nu părea vulnerabil, neputincios sau că are nevoie de ajutor. Adulții cu atașament evitant atrag adeseori persoanele cu atașament anxios. Relațiile care au această configurație sunt tumultoase și dureroase, deoarece își apasă butoanele unul altuia. Anxiosul sufocă evitantul, iar acesta din urmă abandonează constant anxiosul.
Ceea ce are de învățat o persoană cu un atașament evitant este faptul că relațiile pot fi și sigure. Pot în mod sigur să fie iubiți și să iubească și pentru asta au nevoie să lucreze cu ei înșiși spre a putea fi vulnerabili, spre a deschide inima și spre a testa faptul că pot fi ei însuși într-o lume în care se simt iubiți și oferă iubire. 4. Tipul de atașament dezorganizat. În această situație, copilul trăiește stări emoționale conflictuale, fie că evită sau respinge contactul cu părintele, fie că cere afecțiune, fie că se bucură la revederea părintelui, fie că se poartă mecanic, totul este amestecat. În cazul acesta își percepe părintele ca o amenințare de multe ori, pentru care simte și iubire, încearcă să aprobe așadar și să accepte o persoană de care este legat, dar care în același timp este și sursa neliniștii lui. Așadar, atașamentul dezorganizat este urmarea situațiilor traumatizante în care abuzul sau furia părintelui sunt percepute ca fiind înfricoșătoare. Neavând la cine să apeleze pentru alinare într-o astfel de situație, ulterior, pe parcursul vieții, adultul acesta va fi incapabil să dezvolte o relație emoțională cu o altă persoană. Dezvoltarea unui stil de atașament sigur ne poate ajuta așadar să ne schimbăm semnificativ calitatea vieții. Odată ce înțelegem care sunt adevăratele nevoi emoționale, putem să începem să ne conectăm cu noi înșine. Învățăm să ne îmbrățișăm vulnerabilitățile și să acceptăm vulnerabilitatea ca o parte firească a vieții, ba chiar una necesară pentru conexiunile bazate pe intimitate. Ne este mai ușor să ne exprimăm nevoile în relații și primim cu bucurie sprijinul celorlalți atunci când avem un atașament sigur, securizant. Mai mult învățăm să ne gestionăm emoțiile în moduri sănătoase și ne conștientizăm aturile, dar și slăbiciunile. Astfel, ne dezvoltăm o stimă de sine sănătoasă și ne îmbunătățim nivelul de inteligență emoțională. Așadar, la final, vreau să ții minte că dorința de liniștire și sprijin în anumite situații dificile a adulților nu este o trăsătură de imaturitate sau infantilism, ci este un semn al dezvoltării sănătoase. Deși la maturitate capacitatea de schimbare este mai mică decât cea pe care o avem în copilărie, schimbările sunt totuși posibile la orice vârstă. Sunt Elena Badea, coach de transformare interioară și te invit să afli mai multe despre programul meu Experience Clarity pe www.experienceclarity.ro. De ce? Pentru că meriți să știi cine poți să devii!